Cuvântul lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta, dragii mei, se găsește în Cartea 2 Cronici, capitolul 15, începând cu versetul 1. Dumnezeu a poruncit să fie notate următoarele cuvinte. 2 Cronici 15, începând cu versetul 1. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin. Domnul este cu voi când sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat. Multă vreme Israel a fost fără preot care să învețe pe oameni și multă vreme Israel a fost fără lege. Dar în mijlocul strâmtorărilor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, l-au căutat și l-au găsit. Amin. Pacea Domnului tuturor și bucuria acestei zile și a cuvântului lui Dumnezeu să umple inimile noastre ale tuturor. Amin! Amin! Mi-este Mi drag să fiu din nou împreună cu voi, poate că nu-i reciprocă situația aceasta, dar știți cum este, un ceas mă mai îndurați și apoi plec și Domnul va purta de grijă tuturor. Um. Întotdeauna când am fost la stânca, am rămas marcat și de numele acestui loc de închinare, și de oamenii minunați care sunt aici, și am plecat întotdeauna visând că peste locul acesta rămâne întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă acest simțământ al meu este corect, slăvit să fie Domnul. Noi să fim schimbați și mântuirea să ne-o dea Dumnezeu cu prisos. Amin. Amin. În dimineața aceasta, dragii mei, aș dori să am din partea Domnului pentru mine și pentru voi un mesaj, un mesaj plin de viață și plin de putere și... Așa cum l-ar vrea Domnul pentru oamenii pe care îi iubește cel mai mult. Amin. Titlul slujbei din dimineața aceasta este următorul joc de cuvinte. Doar viitorul lui Dumnezeu rămâne. Amin. Amin. Repet, doar viitorul lui Dumnezeu rămâne. Sigur că lumea aceasta este plină de perspective de viitor. Și fiecare dintre noi avem tot felul de gânduri cu privire la viitor. Și fiecare om își pune încredere într-un anumit viitor. Însă aș vrea să vă spun ceva. Doar viitorul lui Dumnezeu rămâne. Să luăm câteva exemple, așa care ne sunt la îndemână, nu? Vă dați seama? Milioane de oameni din uh, Anglia și-au pus încredere în viitorul Europei, <laughs> și milioane de oameni din Anglia au rămas fără viitor. <laughs> mai greu, mai ușor, mai cu scandal, mai fără. Milioane de oameni au rămas fără viitor. Dacă ne întoarcem puțin în timp, unii care sunteți mai în vârstă, ați prins ceea ce urmează să povestesc. Au fost milioane de oameni care și-au pus încredere în viitorul Uniunii Sovietice. Și așa, peste o noapte, peste o noapte, n-a fost mai mult, milioane de oameni, țări întregi, a rămas fără viitor. Unii și astăzi mai plâng, viitorul lor nu mai este. Doar viitorul lui Dumnezeu rămâne. Doar viitorul lui Dumnezeu rămâne. Ați pus poza cu această familie dragă ajunsă într-un așa necaz incredibil. Aș vrea să nu să speculez, ci să să folosesc realitatea aceasta pentru a marca, dacă se poate, inima mea și inima voastră. Noi ne-am rugat să primească copiii înapoi. Eu nu cunosc situația. Dar, în general, copiii nu se mai primesc înapoi niciodată. Și nu știu despre familia aceasta, dar mulți părinți când li se nasc copii și pun încrederea în viitorul copiilor. Doar viitorul lui Dumnezeu rămâne. E trist, e, e, șocant ce declar eu, dar doar viitorul lui Dumnezeu rămâne. Cunoașteți, poate chiar dintre voi sunteți unii în situația despre care urmează să vorbesc. Alți părinți și-au pus încrederea sau în viitorul copiilor. Acum astăzi este duminică, sâmbătă trecută cred. O familie tânără de el este farmacist, ea este medic. Au, au trei fetițe, una de 10, una de 5, una de 3 ani. Au fost ieșiți, poate că ați citit, au fost ieșiți cu biserica în natură, și așa dintr-o dată a poruncit Dumnezeu să se trăznească din ceruri, și un brat imens de zeci de metri a căzut peste una din ficele lor și acum ea e în pământ. Doar viitorul lui Dumnezeu rămâne. Eu știu că e foarte disconfortant să auzi așa ceva. E, 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 aproape imposibil să, să vrei să auzi așa ceva. Mulți ne punem încrederea în viitorul Statelor Unite ale Americii. Milioane de oameni vor rămâne fără acest viitor. Pentru că nici America, nici România, nici Rusia, nici Europa nu au niciun viitor. Doar viitorul lui Dumnezeu rămâne. Rămâne. Și. Um, Perspectiva ca cineva să, să facă parte din viitorul lui Dumnezeu începe cu un lucru foarte, foarte interesant. Aici, în capitolul 15, primele cuvinte din verset, zic cam așa: Duhul lui Dumnezeu a venit la cineva. Un om este asimilat în viitorul lui Dumnezeu dacă într-o zi vine Duhul lui Dumnezeu la el. Se naște o întrebare așa preliminară. A venit Duhul lui Dumnezeu la tine? Dacă a venit, Încep să fie asimilat în viitorul lui Dumnezeu. Dacă n-a venit, ești un om fără viitor, indiferent că ai 18 sau 80 de ani, indiferent că ești în anul 3 la facultate sau ești uh, mecanic auto, indiferent că ești profesor universitar sau ești zugrav, n-ai niciun viitor. Viitor începi să ai, dacă a venit Duhul Sfânt la tine. E foarte important lucrul acesta. Nu mă pot dezlipi de, de imaginea pe care a spus o acolo, mai ales că cu câțiva ani în urmă am făcut demonstrații la Târgu Mureș și în alte părți din țară, cu zecile, cu sutele, cu miile de oameni, pentru că în Norvegia am avut iarăși o familie care a luat toți copiii să-i obțină înapoi și noi ne-am bucurat că au obținut copiii înapoi, sigur că nu știm toți povestea, oamenii aceștia ca să poată să rămână cu copiii au trebuit să fugă din țară. Dacă ei rămâneau acolo, le lua copiii din nou pentru totdeauna. Adică astea nu sunt glume. Nu este o altă durere a mea, și dați-mi voi să vă povestesc. Dacă jignesc pe cineva de aici și să poate, iertați-mă. Dacă nu... Știți ce am făcut noi pocăiții după Revoluție? Am umplut țara aceasta de câte universități am putut. Și știți care a fost cea mai importantă specializare pe care am promovat-o toți pocăiții? A fost asistența socială. Și știți de ce? că am zis să-i ajutăm pe oameni, dar niciunul din noi n-am știut că asistența socială înseamnă să furi copiii din casele oamenilor. Asistența socială înseamnă să furi nevestele din casele bărbaților. Și am pregătit sute și mii de pocăiți care vor face lucrul acesta cu sânge rece. Și știți de ce? Pentru că Duhul Sfânt n-a venit pe la noi. Și o facem în continuare cu aceeași verbă, și cu același drapel, și cu aceeași putere. Neinteresându-ne că Dumnezeu a zis nu, așa. Și avem senzația că furând copiii din casa cuiva le dăm viitor și avem senzația că scoțând soțiile de sub autoritatea bărbaților lor și dându-le, aruncându-le în lume, le dăm viitor. Doar viitorul lui Dumnezeu rămâne. Amin. Al viitor nu este de fapt. Și viitorul acesta, scumpii mei oameni, dragi tineri, băieți și fete, începe cu o vizită. Auziți. Duhul lui Dumnezeu a venit la Azaria. I-a făcut o vizită. Dintr-o dată totul era scăpat de sub control. Dintr-o dată se produce un șoc interior, ceva nu mai e ca înainte, nu mai e în regulă. Pentru că vreau să vă spun ceva, dragii mei, când te vizitează Duhul Sfânt, nu e ca atunci când te vizitează un prieten ca să mai bea o bere. Vine un prieten la tine, cu o plasă din de rafie, te îmbrățișează, zice, hai să bem o bere, mă, dar n-am luat, na, hai mă, că am eu un plas. Te pui la masă, îți faci berea, încep cu rezultatul de la fotbal dintre steaua și nu mai știu cine, mai povestești un pic de un film, desfaci berea, totul este. După un ceas două, așa vezi mai în ceață că nu te poți opri la o bere. <laughs> Poate mai ceri și un par de vin, cine mai știe cum e obiceiul casei. Nu? Și foarte mulți cred că atunci când sunt vizitați de Duhul Sfânt, e ca la chestia asta, hai să bem o bere. când te vizitează Duhul Sfânt, capeți o putere. Nu ca să afli, vei și afla, ci capeți o putere ca să fii. Nu ca să afli alte lucruri, vei afla, ci capeți o putere ca să fii un alt cineva. Iar eu și cu voi am fost chemați pe pământul acesta să fim altcineva. Și lucrul acesta nu se poate întâmpla decât în condițiile în care trece Duhul Sfânt pe la mine și trece Duhul Sfânt pe la tine. Dacă lucrul acesta rămâne în, în, în derapaj, iubiții mei, vom rămâne niște oameni de societate bună, de, de bun gust. Și atât. Pentru că viitorul este doar al lui Dumnezeu. Iar cine nu poate să creadă asta, să-și cu mine niște nume, dar Alexandru cel Mare, Napoleon, Socrate, Platon, Hitler, domnul Nicolae Ceaușescu. Mihai Eminescu, Goethe, Ciprian Polombescu, Hegel, unde e viitorul lor? Nicăieri. <laughs> Și dacă vreți, luați-o mai departe. A, vreți din astea? Imperiul Babilon, Imperiul Medopersan, Imperiul Grecesc, Imperiul Roman. Unde-i viitorul lor? Doar viitorul lui Dumnezeu rămâne. Și pentru că oamenii să înțeleagă lucrul acesta, Dumnezeu a făcut o, o mare ciudățenie pe Pământ. Uh, și am să vă spun, uh, Imperiul Babilon a dispărut și nu s-a mai întors nimeni acolo. Imperiul Medo-Persan a dispărut și nu s-a mai întors nimeni acolo. Imperiul Roman a dispărut și nu s-a mai întors nimeni acolo. Dar cineva s-a apucat să se lege de un mușuroi de o mână de oameni pe care îi cheamă evrei și i-a lungat de acolo ca să crape pe veci. Și după 2000 de ani, Dumnezeu a poruncit, mergeți înapoi, aia țara mea. Și dintr-o dată Dumnezeu a pus în carne și în istorie și societate, să se vadă diferența dintre care viitor trece și care viitor rămâne. Așa să-ți spun o întrebare înainte să, să dezbatem puțin ce am citit. Viitorul tău care e? Ai o diplomă? Nu vreau să supăr pe nimeni. Eu am trei diplome de doctor. Știți ce viitor au astea? Niciunul. Nu, nu glumesc. Sunt doctor în teologie, doctor în litere și doctor în filosofie. Am făcut trei programe de doctorat. Și mă bate gândul să mai fac unul. Dar nici acesta nu are niciun viitor. Doar viitorul lui Dumnezeu rămâne. Și pentru ca să se întâmple cumva o schimbare de direcție, pentru ca să aibă loc, nu știu cum să zic, un eveniment, o festivitate prin care insu să perceapă că, că se întâmplă ceva cu el și se redirecționează cu privire la viitor, prima dată trebuie să fie vizitat de Duhul Sfânt. Și după ce ai vizitat de Duhul Sfânt, aude niște lucruri pe care vreau să le citesc. Zice aici așa. Domnul este cu tine când ești cu El. Domnul este cu tine când ești cu el. Ne grăbim puțin. Așa să vă pun câteva întrebări. Când ești rău în inima ta, ești cu Dumnezeu? Cum? Și atunci El e cu tine. Cam câte zile pe săptămână ești rău? Nu, ca să afli cam cât e Dumnezeu cu tine. Dar hai să facem un pas mai departe. Doamnelor, când bârfiți așa, și are un gust, zice Scriptura, ca prăjiturile așa merg pe gât. Când bârfiți așa, vă întâlniți două colege și la grupa de facultate sau la serviciu, întotdeauna este câte o femeie mai frumoasă, zici tu, decât tine. Și te mai întâlnești cu o țață care nici aia nu e așa de frumoasă ca cealaltă și iată și iată la asta, ia așa și începe așa și scoți așa puloaie și cealaltă le mănâncă după aia, scoate ea și le mănânci tu. În momentul acela de bârfă, ce zici, ești cu Dumnezeu? Nu. Și atunci Dumnezeu e cu tine? nu și atunci dintr-o săptămână cât timp mai rămâne să fii cu Dumnezeu dacă numai astea două le iau ai văzut? și atunci ce viitor ai? niciunul da când te vizitează Duhul Sfânt, când te vizitează Duhul Sfânt, prima problem... nu vă stresați, uitați-vă în față, așa e în secolul ăsta, un secol nebun, imediat suna mea un buzunar, deci suntem ca la nebuni, nu avem ce face, stați, știți, nu vă jenați. Eu tot m-am jurat că îl dau cu el de pământ sau măcar îl las în mașină și nu mai intru cu el în biserică, dar nu pot, când îl las în mașină și îl plec spre ușa bisericii, așa ne-mi fac degetele și mă înapoi, îl iau și îl pun în buzunar. Da? Serios, suntem psihopați, nu mai avem nicio... Că cine știm îmi dă Dumnezeu un telefon din cer și nu am telefonul în buzunar. Da? Deci, nu, nu, nu. Serios, de. îngrozitor, îngrozitor, da. Poate ne bucăim, nu-i sigur, da. Amin, 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 da, amin, da, așa -i. Vedeți, dragii mei, când te vizitează Duhul Sfânt, prima problemă care trebuie să apară în conștiința ta și în inima ta, mă, eu sunt cu Dumnezeu, sunt al lui Dumnezeu, că dacă nu sunt cu Dumnezeu, Dumnezeu nu-i cu mine, dar uitați ce ecuație așa, pur și simplu, zicem, Domnul este cu tine când tu ești cu El. Și dacă tu nu ești cu Dumnezeu, Dumnezeu nu-i cu tine. Și în cele mai nevinovate aspecte ale vieții noastre, și în cele mai gustoase aspecte ale vieții noastre și dacă vreți în cele mai fermecătoare poziționări sufletește ale noastre, acestea sunt situațiile în care noi nu suntem cu Dumnezeu. Pentru că atunci când ești rău, nu poți să fii cu Dumnezeu. Pentru că atunci când bârfești, nu poți să fii cu Dumnezeu. Pentru că atunci când alegi să păcătuiești, nu poți să fii cu Dumnezeu. Și dacă ne oprim doar la aceste trei lucruri pe care le-am înșeruit, ne acoperă toată săptămâna. Și vom constata cu stupoare că o săptămână nu suntem cu Dumnezeu. Pe cale de consecință, Dumnezeu nu este cu noi. Și ecuația este simplă. Nu avem nici un viitor. Pentru că viitorul lui Dumnezeu rămâne ale noastre? Niciunul. Niciunul. N-ai vrea, poate nu în ceasul ăsta, poate nu peste un ceas când te duci acasă și încheiești sub imperiul acestei atmosfere, a acestui eveniment de la biserică, Poate așa ce știu, o luni, marți, miercuri încolo, așa când te-ai detașat de treaba asta, să te așezi pe genunchi acasă și să zici, Doamne, am și o rugăminte la tine, în numele lui Hristos. Și Dumnezeu să se plece la rugăciunea ta și să zică, Ce vrei să mă rogi? Tată, trimite Duhul Sfânt să-mi fac o vizită. Trimite-l să-mi facă o vizită, că altfel pierd. Ne rugăm să fim sănătoși, nu i rău, e bine. Ne rugăm unii pentru alții, e chiar biblic. Ne rugăm să aibă copiii noștri succes, e extraordinar. Dar nu uita ce îți spun acum. Dacă nu-ți face o vizită Duhul Sfânt, totul este zadarnic. În momentul în care Domnul Iisus Hristos pleca, le-a zis apostolilor, am o rugăminte la voi. Păi spune-ne, când vine împărăția ta, cum se instaurează? Nu, 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 zice, voi nu trebuie să știți vremuri și soroace. Astea spune mai mele tatălui meu. Stai... zice, voi să vă duceți într-o daie cum e asta. Să vă rugați că am să trimit pe Duhul Sfânt să vă facă o vizită. Și i-a vizitat. Și aș vrea să vă pun o întrebare. După ce i-a vizitat Duhul Sfânt, câți dintre ei au mai fost ca înainte? Niciun. Niciun. Știți de ce noi suntem tot ca înainte? Pentru că n-am avut vizita aceasta. Să nu uităm doar viitorul lui Dumnezeu rămâne. Orice încredere în altceva, orice perspectivă, indiferent cât de luminoasă ar fi ea, este un rebut, este, un, este, este, o durere, este o învingere, este o neîmplinire. Și oricât de ne la locul lui ar părea, Oricât de, de împotriva intereselor noastre s-ar arăta, viitorul lui Dumnezeu este perspectiva singură a omului care vrea mai mult decât moarte. Și asta începe cu această nuanțare. Dacă sau nu, zice, Domnul este cu voi, doar atunci când voi sunteți cu El. Hai să facem un pas mai departe. În momentul în care se întâmplă starea aceasta lăuntrică, relațională, Duhul Domnului continuă și spune lui Azaria, dacă îl cauți, îl îl găsești. Dacă îl cauți, îl găsești. Cu mai mulți ani în urmă, iertați-vă, am decis să port ciucure la haină. Vedeți că n-am de un să cumperi ciucure? Că doar nu găsești nicăieri. M-am dus pe la... Bine, sunt de, -aia de pus depus la draperii, da, aia e de depus la cai. Să te zici, bă, și, bă, nu, bă, de acolo, bă, du de acolo, bă, dar nicăieri, mă, tot mai găsești. Apucă-te și caută în limba engleză, prin străinătate, să zici, unde poți să găsești? Deci nu vă spun, și noaptea și ziua, numai ce curvi să <gătă -i> adică, cum să zic, în momentul în care îți dorești ceva și începi să cauți, pur și simplu te realimentezi, începi să, încep să ți închipui, începi să întrebi, încep să faci. Încep... Și îmi pun acum am o întrebare. Dacă vreți, luați-o și pentru voi. Frate Coman, mărturisește înaintea Domnului. L-ai căutat pe el vreodată cu așa sârguință cu care ai căutat un ciucure? Știți ce trebuie să răspundă fratele Coman? Niciodată. Măcar că în mintea mea ce ăsta, pentru el l-am căutat. Dacă ca să-l caut așa pe nebunii, pe toate site-urile, pe... da. N-are așa gust chestia asta. Însă după ce te vizitează Duhul Sfânt și începi să fii cu Dumnezeu ca El să fie cu tine, îl cauți. Păi dacă-s cu El, cum să-L caut. Știți de câți ani o caut eu pe nevastă mea? De 35. Dar tot de 35 de ani stăm în aceeași cameră. <laughs> Și tot de atâția ani mă caută ea pe mine. Doamne, câte chestii găsești. Pă. Este... Dar știi, știți cum e? Nu pot să, caut, să o caut pe ea numai dacă suntem la oaltă. Dacă nu umpli brambura pe Maidan. Asta este imaginea de aici. Fiți foarte atenți că ce l-a vizitat Duhul Sfânt și a zis Domnul e cu tine dacă ești cu El. Și acum pentru că ești cu El, caută-L. Și o să-L găsești. Și o să vezi câte chestii sunt. Doamne, câtă, câtă măreție, câtă, câtă relaționare, câtă satisfacție, câtă. Pie totul un superlativ care nu poate fi zguduit de niciun eveniment de pe pământ. E un superlativ care nu poate fi scutuit de nicio orientare politică. Este un superlativ care nu poate fi zguduit de nicio armată de pe pământ. Este un superlativ care dispare doar dacă eu îi întorc spatele lui Dumnezeu. Pentru că cine stă lângă Dumnezeu, Dumnezeu stă lângă el. Și cine îl caută pe Dumnezeu, îl găsește. Amin, amin, amin. Și zice Sfânta Scriptură, mă, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă căutați cu toată inima, ca o lebeniță să-ți fie inima. N-ai nimic de lăsat altundeva, auzi, ești cu el și am o, cu toată inima mă întorc la imaginea aceasta familială, nu? Dacă te-ai căsătorit și ai numai o jumătate de inimă pentru nevastă, cât găsești din ea dacă te-a să cauți? Nici măcar atât. Dacă ești numai cu jumătate de inimă pentru ea, s-ar putea să nu găsești nimic. Și cei care sunteți căsătoriți, probabil că începe să vă încălziți și să, înțelegeți despre ce vorbesc. Pentru că atunci când ți inima împărțită, chiar dacă stă în fața ta ca o carte deschisă, nu vezi. Pentru că mintea s-a altundeva. Și zice Dumnezeu, dacă ești lângă mine, sunt lângă tine. Și atunci dacă mă cauți, mă găsești. Dar nu să mă cauți așa ca să treacă vremea, ci din toată inima. Vă dau un exemplu din casa mea când eram copil. E straniu ce vă povestesc acum, da? Am trăit în Solovăstru, un sat de pe malul Gurghiului și în sat viața e altfel ca la oraș. În partea stângă a casei noastre era vecină mătușa Marie, în partea dreaptă era vecină mătușa Lenă, o groază, femeile frumoase din vremea copilăriei mele, așa le numesc eu, care erau prietene cu mama, povesteau, dar din când în când se băga dracu între ele. Și ce am observat, că niciodată nu se băga dracu între toate. Adică dacă se băga dracu între mama și mătușa Marie, pentru vreme era prietenă nu numai cu mătușa Lenă. Dacă se băga dracul între mama și mătușa Arenă, pentru o vreme mama era prietenă, nu numai cu mătușa Iulie. Și erau niște ecuații acolo, Eu eram copil, mă rog, în sfârșit. Dar nevoia și cadrul sătesc, care era cu totul altfel, te punea în anumite situații. Și era câteodată când se băga dracul între mama și mătușa Marie. Dar la mătușa Marie îi trebuia niște zahăr. Păi n din ăla. Mergeai la vecina și cereai împrumut o cană de zahăr și când aveai tu bani sau cine știi, când îți cumpărai zahăr, îi dădeai cana cu zahăr înapoi. Și e, venea mătușa Marie, că atunci trebuia să facă cozonac, exact pe fondul când era băgat cu între mama și ea. Și venea și tu, floare, zice, dă un pic de miere, să zicea la noi la zahăr, dă un pic de miere, că vreau să fac un cozonac la Vasile și nu mai am deloc. Și mama zicea, minte naș, adică imediat. Și se ducea la dulap și căuta. ceva vai tu mare, ce nu mai am nicio. Dar eu eram copil, eu știam că zahărul nu era acolo, că era în alt dulap. Și mama îl căuta în dulapul în care nu era. Și mătușa mare așa foarte convinsă, vai mă, mi-ar fi dat floarea niște zahăr, dar nu au avut. Dar mă avea. E așa suntem noi. Așa suntem noi ne creăm poze că îl căutăm pe Dumnezeu, dar îl căutăm unde noi. O, Doamne, iartă-ne! O, Doamne, iartă -ne. Nu uitați! Poate visați în viitorul Europei, n-are rost. Poate visați în viitorul României, nici atâta rost n-are. Ne-au vândut ăștia ca la poker. Nu mai suntem nimic. Poate visați în viitorul Timișoarei, Doamne, ferește. Ascultați nu uitați. Doar viitorul lui Dumnezeu Amin. rămâne. Amin. Și viitorul, viitorul acesta te asimilează dacă te vizitează Duhul Sfânt. Și viitorul acesta te asimilează dacă ești cu Dumnezeu, pentru că atunci Domnul e cu tine. Și viitorul acesta te, te, te asimilează dacă îl cauți, pentru că atunci îl găsești. Și fii atent acum. Și este, 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 cum să zic, este extraordinar de natural, de prozaic comportamentul oratoric al Duhului Sfânt. Zice, Domnul este cu tine dacă ești cu El. Dacă îl cauți, îl găsești. Păi și acum, dacă el e cu mine, că eu sunt cu el și dacă îl cauți și l-am găsit, de ce mai îmi spui ce urmează? Fii atent. Asta se întâmplă cu mine și cu voi în fiecare zi. Iar dacă îl părăsiți, el vă va părăsi. Fantastic! Fantastic! este, este înspăimântător. Ai așa senzația că, că e o joacă sau că e o prostie sau că nu știu. Stai un pic, cum adică? Chiar așa de simplu e? Așa de simplu e. Așa te apucă plânsul sau nici nu mai știi cum să zici când citești despre Saul și Duhul lui Dumnezeu l-a părăsit. Cine a făcut-o întâi? Saul. Când l-a mai căutat Duhul Sfânt pe Saul? Niciodată. Și fără să scriem, doar se deduce, zice Hristos, zice, toți se întrebeau, nu sunt eu, nu sunt eu, nu sunt eu, nu sunt eu. Unul mă vinde, nu sunt eu, nu sunt eu, nu sunt eu. Și zice, uite, am aici niște mâncare bună în farfurie și zice, cel care își pune mâna așa, pâinea, miezul și și-o moaie aici și mănâncă, ăla mă vinde. Și acum toată lumea stătea, cine o să facă asta? Petru a zis, mă, eu nu fac, eu nu fac. Și eu dau la bucata de pâine, a pus-o un... Stins-o și... zice Scriptura, atunci s-a băgat dracul în el. Când a mai ieșit? Niciodată. Observați ce, ce dramatică este scena. Și zice aici, te caută Duhul Sfânt, îți faci o vizită. Ca să marcheze evenimentul începerii viitorului tău. Și zice Duhul Sfânt, Domnul este cu tine dacă ești cu El. Și zice Duhul Sfânt, dacă Îl cauți, Îl găsești. Și cumva toate lucrurile acestea primesc viață. Cumva, dintr-o dată, trupul tău, Duhul tău, Ființa ta, capăt o perspectivă eternă. Și apoi Duhul Sfânt se pleacă așa cumva ca peste umărul tău și zice, adu-ți aminte de Saul, adu-ți aminte de Iuda și mai zice, zeci de nume, știu, dar de ce? Dacă îl părăsești, te va părăsi. Dragul meu, care e viitorul tău? A, ah, frate Coman, scuzați-mă, sunt la master, la uh, mecanică de avioane, tare de tot. și chiar bun, cred că o să mă ia la fabrica de F-35, nu știu. Asta e viitor. Care e viitorul tău? A, ah, scuzați-mă. Am fost la concurs pe post, am fost 70 pe un post și l-am luat eu. Acum începe. Am să spun ceva, dragă prinț și dragă prințesă. În momentul în care mama ta striga în durerile și la un moment dat la porunca lui Dumnezeu bazinul s-a mișcat așa ca niște stânci care se despart una de alta și a ieșit la lumina zilei strigând. Atunci a început viitorul tău care înseamnă moartea. Ăsta e viitorul oricărui om. Dacă pe drumul acesta până la moarte. Ceri sau deschiz ușa ca să fii vizitat de Duhul Sfânt. Atunci se pune pentru prima dată în viața ta și în viața mea problema unui viitor. Pentru că doar viitorul lui Dumnezeu rămâne. Indiferent de dibăcia noastră, indiferent de iscusința noastră, indiferent de felul în care știm să jucăm cărțile, indiferent de viclenia noastră, indiferent de corectitudinea noastră, indiferent de felul în care știm să rezolvăm și să limpezim apele cu cei influenți și așa mai departe, nu există niciun viitor care să rămână. Vreți să știți? Vă dau un exemplu. Una dintre cele mai, sportive, mai mari sportive de tenis ale României este Simona Halep, da? Copila aceasta care a întors lumea pe dos. Vă dați seama ce viitor are. Vă dau două perspective de viitor ale ei. Unul este unul dintre cei mai mari tenismeni ai lumii care a fost Boris Becker, care doarme în cutii de carton. A fost unul dintre cei mai mari tenismeni din, cum zic all time, din tot timpul existenței Pământului. Și acum doarme în cutii de carton. Acesta poate să fie un viitor al Simonei Halep sau mai este încă unul. Uitați-vă la Elienă Stase sau la Tiriac. Mai tușesc o dată și. nu mă cheamă pe mine, dar unul ca mine se duce și ține slujba. Nu, acum vreau să vă întreb, fetelor pe care vă văd pe aici, care dintre voi puteți ridica mâna și să spuneți că aveți un viitor așa de făurit ca, lui Simona Halep, ca al Simonei Haleb? Niciun. De ce v-am dat exemplu ăsta? Ca să vedeți că capul meu și capul vostru e plin de fantezii și de prostii. Doar viitorului Dumnezeu rămâne. În rest, absolut nimic. Doar ce clădește El stă. Doar ce face El frumos poate fi numit frumos. Doar la cine dă El viață, rămâne cu viață. Cum cânta Ana de bucurie când l-a născut pe Samuel. El coboară și El înalță. El dă viață și El omoară. Nimeni nu are această autoritate. Și singurul viitor care rămâne pe pământ și în ceruri e viitorul lui Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură spune așa. Noi ne purtăm ca Dumnezeu cu voi, așa. Pentru ca să vă dăm un viitor și o nădejde. Și viitorul acesta și nădejdea aceasta nu vi le dă lumea. Viitorul acesta și nădejdea aceasta nu le puteți construi voi. Viitorul acesta și nădejdea aceasta nu se nasc din semințele pe care le semănați voi. Pentru că acest viitor și această nădejde este de sorginte absolută cerească. Și acum, domnule Coman, trebuie să alegi. Și s-ar putea, ca și tu, să trebuiască să alegi. Să citim: Multă vreme ai fost fără Dumnezeul adevărat. Mi-e frică să citesc mai departe. Și multă vreme ai fost fără preot. A, cine Liviu ăla? Hai mă, lasă mă în pace cu... Hai mă, lasă mă în pace. Nu știu eu cine -i. Multă vreme ai fost fără Dumnezeu. Și multă vreme ai fost fără preot. Nu, nu te dor oasele. Nu te doare uitatul. Nu te dor gândurile și conexiunile din minte. Nu te doare nepătrunsul sufletesc? Nu simți că te doare propria ta existență? Unde fugi? Ce bumbi, ce medicamente folosești ca să anesteziezi? forfota aceasta vulcanica, ființei tale care strigă disperată după viitorul lui Dumnezeu. La ce fel de droguri, la ce fel de narcotice faci apel pentru ca să înmormântezi în tine singurele străluciri care caută lumina dumnezeiască. Ce faci ca să-L pe Dumnezeu? Ce faci ca să poți să nu ți-l dorești? Ce faci ca să poți iubi drumul morții? Ce faci pentru ca să ai ca model al existenței tale prăpastia acestei societăți? Ce poți să faci? Mergi, spune Scriptura, și nu zici obosesc. Tot mai găsește trupul tău putere în tine ca să fugi de Dumnezeu. Și zice prorocul Isaia, de ce nu te temi tu de mine? Pentru că eu tac și tac de multă vreme. Dar vine ziua când voi vorbi și atunci să te ții, că nu o să ai niciunde să fugi, și niciunde să te ascunzi. Și o să vezi că viitorul tău e zero. Pentru că doar viitorul lui Dumnezeu rămâne. N-ai vrea să tragi linie? N-ai vrea să tragi linie și să pui capăt la vremea aceea? în care ai Dumnezeu străin. N-ai vrea să tragi o linie și să pui capăt la viața aceea în care trăiești fără un preot? N-ai vrea să auzi că îți bate la ușă și, și cine intră și să rămâi? A venit Duhul Sfânt la mine. Iubiții mei, ce vă spun acum, nu e o povestire, nu e, nu e o închipuire. Dacă Dumnezeu nu există, tot ce vă spun, e o chestie faină ca arici pogonici, capra cu trăiezi și au și astea frumusețea lor. Dar dacă există Dumnezeu, ceea ce vă spun este ad literam cum vă spun. Timpul s-a gătat. Și pentru că n-au fost cu el ca el să fie cu ei, și pentru că nu ești cu el ca el să fie cu tine. Și pentru că nu l-au căutat ca să-l găsească. Și pentru că tu nu-l cauți să-l găsești. Și pentru că ei l-au părăsit și și el i-a părăsit. Și pentru că tu l-ai părăsit și și el te-a părăsit. Și pentru că de multă vreme ești fără Dumnezeu cel adevărat. Și pentru că de multă vreme ești fără preot și fără învățătură, fără lege, a ajuns strâmtoarea peste mine și peste voi. Și aici intervine zminteala. Când a ajuns strâmtoarea și povara și necazul peste soția lui Iov, a zis, blestemat să fii Dumnezeule și să mă lași în pace. Și apoi s-a întors la bărbatul ei și a zis, blastă -mă l și tu și mor și ai scăpat și tu și am scăpat și eu. Și când a venit strâmtoarea peste secolul acesta, această Europa mizerabilă și America mizerabilă strigă, blestemat să fie Dumnezeu, să nu mai auzim de El. Numai acolo, pe niște tăciuni stânși și ceva cenușă proastă, era unul care n-a zis așa. S-a uitat la Europa și la America și a zis: Vorbeți ca niște nebuni. Și apoi a pus o întrebare: Nu se cuvine cu câtă dragoste primim de la Dumnezeu binele, cu mai multă să primim și răul. Pentru că Dumnezeu mi-a dat. Dumnezeu mi-a luat numele Lui să fie binecuvântat. Amen. Și când a văzut Dumnezeu lucrul ăsta, a zis eu, ai viitorul meu. Nu știu dacă v-am spus cumva, este singurul om din istoria omenirii, poate cum ai fi fost unul, dar ne-a spus Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a făcut Hristos. L-a pus pe viitorul Dumnezeu și niște oameni credincioși au venit la Dumnezeu să-și ceară iertare pentru ce a făcut. Și a zis Dumnezeu, așa ceva nu pot să fac, eu nu vă iert. Dar este o șansă care, duceți-vă la Iov. Pe păi, da, tu ești... nu, nu, duceți-vă la Iov, El e Hristosul aduceți-i jertfă la Iov. Dacă El vă iartă și îmi zice mine, mie să vă iert, o fac, dar dacă nu, e gata de voi. Ce diferență, ce perspective, nu doar că diametral opuse, ci în război blastă mă pe Dumnezeu și mori! Cum? Nu se cade ca dacă cu drag iau de la Dumnezeu ce-mi dă bun? Nu se cade cu același drag să iau de la Dumnezeu ce-mi dă rău? Și zice aici, că în strâmtorarea aceasta ei, nu au blestemat, ci s-au întors la Domnul, l-au căutat și l-au găsit. Dragul meu frate și soră, dacă vrei, nu blestema. În strâmtorarea aceasta, întoarce-te la Domnul. Amin, amin. Și îl vei găsi. Rămâi cu El și El va rămâne cu tine. Caută-L și îl vei găsi. Și vei avea Dumnezeu și vei avea preot. Acesta este viitorul lui Dumnezeu, singurul care rămâne. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.